Петровна. Ирина Петровна. Este o pasăre, ca să zic așa, care toată ziua cântă și nu vede absolut nimic ce se petrece în jurul ei. Vânătoare, Irina Petrovna, oprind cu mâna goală. Poftim? Eu aștept, Irina Petrovna, aștept. Să mă întrebați ceva, să-mi spuneți ceva, să mă rugați să vă pozez, știu eu. Irina Petrovna, ia uitați-vă afară. Cad frunzele, Irina Petrovna, frunzele galbene, roșii, cărămizii. Auziți, Irina Petrovna, ar fi minunat să ne ducem acum la pădure, ca să zic așa, să contemplăm eternitate, să alergăm prin poiene, să bem apă rece de izvor cu animalele sălbate și din preună, ca să zic așa. Și pe urmă? Pe urmă? Pe urmă, pe urmă, pe urmă ne întoarcem acasă fericiți și nu ne mai ferim unul de altul, ca să zic așa. De-aș ajunge odată la pensie, de-aș ajunge odată la pensie, să mă culc înainte de programul vreme și să mă odihnesc pe saturat. Ce, Zinaida Trofimă, ce? Andrei Nicolaevici, am mai văzut copii răi, dar nu chiar așa. Unde s-au născut, de unde au venit, ce vor ei de la mine, Andrei Nicolaevici? Zinaida Trofimă, dacă nu știi noi, dacă nu știi. Dacă nu-l ia carte, de ce îi tragem cu arcanul și îi aducem la școală? Tragi din ei cuvântul cu cârligul, parcă le-aș fi datoare cu ceva. Dar cu ce le sunt eu datoare? Înainte vreme tremura elevul în fața învățătorului, acum tremură învățătorul în fața elevului. Da, da, bine hrăniți. Se gândesc numai la hârjoană. Cine mai tânăr luptă, eu am secat, m-au stors ca pe o lămâie. Și toată noaptea fac planuri, mă stărui. Dar pentru cine se întreabă? Irina. Pentru cine? Nu ne trebuie lor carte cum nu-mi trebuie mie acid sulfuric. Vă rog, din tot sufletul, vă rog, calmați-vă. Inima omului nu-i de piatră, Eugenie, tot ca zic așa, nu-i de piatră. Tocmai, Andrei Nicolaevici, tocmai, nu-i de piatră și doare. Doare. Și al meu nu-i mai breaz. Cine, Vasilic? Da, l-am întrebat ca pe un copil, zic, Vasilică, dragul mamei, vrei nuntă? Dar el nuntă, nuntă să-i fac și gata. I-aș fi dat 2, 3, 4 mii de ruble, ar fi călătorit și ar fi cumpărat o cratiță, o masă, un scaun, dar nu să le fac. Da, da, da. Eu-s de nuntă, Andrei Nicolaevici. Așa. Acasă nuntă, în clasă hărmălai, mi se învârte capul ca un bostan scăpătat din vârful dealului. Costică! Băi, Costică, aruncă mingea în coajă! Andrei Nicolaevici, ce? Andrei Nicolaevici, dă-te jos de pe fereastră. Nu-i frumos. Te văd copiii și iau exemplu de la dumneata. Vă rog, nu-mi spuneți Andrei Nicolaevici. Păi sunteți învățător. Da. Păi numele după tată îi impune respect? S-o știți de la mine. Democrația nu-l apropie pe elev. Dimpotrivă, îl îndepărtează. Pe elev îl apropie demnitatea, autoritatea, severitatea învățătorului. Da, sigur. Dumneavoastră, în clipa când ați coborât la nivelul copilului, el neapărat vă sare în cap că o pisică se ameză. Da, dar când îmi spune cineva Andrei Nicolaevici, parcă aș fi străin, Zinaida Trofimă. Ia uitați ce frumos sună. Ia uitați, domnule profesor. O să vă deprindeți, o să vă deprindeți, așa cum am deprins și eu. Așa cum m-am deprins și eu cu Zinaida Trofimovna. Da, cine v-a predat pedagogie la institut? La institut? Da. Timofei Antipovici. Și nu v-a spus Timofei Antipovici? Da, da. Că învățătorul n-are voie să fie pertu cu elevii. Mi-a spus Zinaida Trofimovna, mi-a spus și nu odată. Dar eu n-am fost de acord cu dumnealui, așa cum nu sunt de acord cu dumneavoastră. Elevul care se teme de învățător niciodată nu va fi un elev bun. Iar învățătorul care se teme de elev niciodată nu va fi o personalitate, doamnă Zina. Așa că nu poate fi vorba de stimă, ci numai de respect.
Iar respectul doar n-are nimic comun cu numele după tata sau are foarte puțin. Da. Ce vorbiți, Andrei Nicolaevici? De unde ați căzut? De pe lună, din pod? De la inele am căzut. Și slavă Domnului că numai de la ele. Dar nu mi-am rupt nici o mână și nici un picior. Andrei Nicolaevici. Da. Dumneavoastră predați educația fizică. Da. Iar eu predau chimie. Știință exact. Și hai să nu uităm de asta. Nu, niciodată, nici prin somn. Dacă toate celelalte obiecte, în afară de educația fizică, n-ar exista, păi toți elevii ar fi emineți. Dar așa există chimie, fizică, geometrie, trigonometrie, algebră, astronomie, limbă maternă, limbă rusă, limbă franceză. Istorie. Da, istorie. Și vai de capul învățătorului de azi. Elevul știe foarte bine. Ori învață, ori nu învață, rezultatul va fi același. El neapărat va absolvi 10 clase. Și dacă va absolvi 10 clase, ce nevoie are el să-și fărâme creierii cu tăblița periodică a elementelor lui Mendeleev? Da. El va absolvi 10 clase și se va duce la institut. Și credeți că nu va reuși? Da. Iată pe feciorul meu. De acasă au venit și l-au chemat. Vasilică. Da, pe Vasilică. Dar ce zic eu, l-au chemat, l-au poftit, ca pe un boiernaș. Și s-a dovedit a fi un singur băiat la toată facultatea. Toate celelalte sunt fete. De fapt, exact ca și la noi în școală. Unicul bărbat învățător sunteți dumneavoastră. Dar... ce? Pavel Andreevici. Lăsați-l pe Pavel Andreevici. Dumnealui e director. Directorii bărbați nu-s bărbați, adică cum? Andrei Nicolaevici, femeia este femeie și ea se poate apropia cu sufletul mai mult de fete. De băieți nu prea. Și atunci se pune întrebarea, cine astăzi, în școală, ne va educa băieții? Am ajuns că ne temem de ei, zău. Cine, doamnă profesoară de desen, ne va educa băieții, ha? Doamnă Zina, e o problemă. E o problemă care are un aspect foarte negativ. Da, da. Ia uitați-vă, eu unicul bărbat în școală. Vorba dumneavoastră, da, da, da. Ați auzit? N-am cu cine schimba o vorbă toată ziua, fiindcă doamna profesoară de desen nu mă observă toată ziua. Ce să fac? Irina Petrovna. Hai, nu o să vă măritați niciodată. Niciodată. Păi cum tânără frumoasă. Asta o mai vedeam. Cu cercei, cu mărgele. Ședeți în cancelarie și desenați toată ziua ca ai vers pe pereți. Bravo. Frumos. Hai. Bucurați-vă acum de viață. O să îmbătrâniți și nu o să vă ceară nimeni mâna. Să vedeți. Bună ziua. Bună ziua, Pavel Andreevici. Andrei Nicolaevici, mi-e plăcut să vă fac de teori observații. Mă iertați, Pavel Andreevici, dar copiii trebuie să educați și din cancelare. Chiar. Cred eu că locul cel mai indicat nu-i cancelarea și mai ales fereastra. Da. Să zic așa. V-ați găsit, gazdă? Nu mi-am găsit, Pavel Andreevici, nu caut și fiindcă dorm în sala sportivă și mă alimentez cu conserve de pește. Da, de ce nu treceți la cămin? Căminul, ca să zic așa, nu-i pentru mine. Prea multe fete, ele tineri, eu tânăr, când se lovește amnarul de cremene, sar scântei, ca zic așa. Iar dacă sar scântei, se aprinde casa, iese fum. Așa-i, domnșoară Irina, a? Și apoi satul nu-i oraș, ca zic așa. E ca dacă... ar trece și Irina Petrovna la cămin, ca să fie măcar doi învățători acolo. După lecții v-a așteptat acasă, știi drumul? Da, de ce mă așteptați? Ca să vă iau la gazdă. A, nu, Pavel Andreevici, nu. Noastre vă culcați odată cu găinile, iar eu până la miezul nopții, după cum știți, mă antrenez. Da, cineva a informat că mă culc odată cu găinile. Logica. La institut se studiază logica. Odată și vă sculați cu noaptea în cap, clar lucru că vă culcați odată cu găinile, ca zic așa. O să intrați pe ușa cea din dos sau pe fereastră, eu cred că nu e problemă pentru dumneavoastră, ca să zic așa. Vă rog, nu folosiți expresii parazitare. Bine, bine, ne-am înțeles. Hai, vă rog, afară, între copii. Irina Petrovna și dumneavoastră. Și mă ta, dragă Irina. Da, poftim. Copiii leași în fărma ta să mergi. Zinaida Trofimovna, da. Aveți chimia în clasa nouă? Nu, în clasa a 10-a. Îmi dați voie să asist la lecție. Pavel Andreevici. Da. Dumneavoastră, cum nu mă puteți scoate din cancelarie, asistați la mine la lecție. Eu vă rog să nu mă amăgiți ca data trecută. Bine, bine. Tu câți ani ai? N-ai auzit întrebare?
16. Ai 16 ani și nu-ți dai seama ce scrii? Care a fost tema? De ce te-ai bătut de la ea? Pe mine nu mă interesează biografia familiei voastre și cred că pe nimeni nu-l interesează. Iar dacă ai hotărât să ne-o descrii, trebuie să alegi din ea faptele semnificative, comune astăzi tuturor familiilor de colhoznici. Eu nu ți-am pus nota 1, dar te-am invitat în cancelare ca să te preîntâmpin. Menirea școlii noastre sovietice e să pregătească cetățeni destoinici de timpurile viitoare. Oameni optimiști, capabili să lupte și să învingă greutăți. Compunerea ta e numai scâncete și ofuri. Vine o inspecție, dă cu ochii de ea, ce mă fac eu atunci? Păi, eu am crezut... Tu să nu crezi nimic. Să rup căietul și te gândești la vorbele mele. Tu vezi totul în negru și pui sub semnul întrebării străduințele unui întreg colectiv pedagogic care timp de 9 ani te-a educat conform celor mai înălțătoare principii de educație. Se aruncă sub roțile trenului numai neisprăviții. Un elev adevărat, el nu poate fi încercat de asemenea gânduri. Înseamnă că n-ai meritat nici pe departe notele de 5 pe care eu și ceilalți învățători ți le-am dăruit cu neminuita. Înseamnă că ai fost un om cu două fețe. Ai fugit de colectiv, te-ai ascuns într-o găoace că nimeni să nu știe ce se petrece în sufletul tău. Să nu te văd că plângi. Ai curajul și ascultă-mă până la sfârșit. Ce s-a întâmplat, Ana Cristoforovna? Poftim. Elevii dumneavoastră eminenți se aruncă sub roțile trenului. De ce elevii mei și nu ai noștri? Citiți, vă rog. La tema muncă la nobilează pe om, povestește biografia maică-săi cu lux de amănunte. Am atras atenție dumneavoastră. Pavel Andreevici, literatura rusă la noi în școală se predă fără nicio metodică, fără nicio pedagogie. Speculăm cu sentimentele cele mai sfinte. Sfânt Parmise nu are grade de comparație. În limba vorbită poate avea. Nu poate avea nici în limba vorbită. Iar de literatura rusă, hai să nu ne atingem. Eu am să invit inspecția de la minister. Anul acesta de două ori ați asistat la lecțiile mele și niciodată la lecțiile de literatură rusă. Eu nu asist la lecții curând. Și foarte rău faceți. Pentru că elevii la lecțiile de literatură rusă bocesc la înmormântare. Eu înțeleg să predăm cu sufletul, dar să nu întrecem măsură. Pentru că elevii se aruncă sub roțile trenului ca Ana Karenina. Deocamdată nu s-a aruncat nimeni, calmați-vă. Citiți, vă rog. Citiți ultimele rânduri. Dar de ce numai ultimele? Dumneavoastră, Ana Cristoforovna, plecați, eleva rămâne. Am lecția 4 în clasa 9. Scrim lucrare de control sau nu? Eu am anunțat elevii să se pregătească. La repausul următor vă dau tema. Nora, ai scris aici cu mâna ta că te arunci sub roțe de tren? Răspundem la întrebare. Cine te-a obișnuit? Ai un motiv serios, vreau să cred. De ce taci? Nora, să te arunci sub roțile trenului nu-i de fel greu. Ana Karenina venea din alte timpuri, cu alte concepții de viață. Erau bolnave condițiile sociale. Omul toată viața luptă pentru viață. Viața este o mare bucurie. Ia hai, ștergeți lacrimile. Să vorbim ca doi prieteni vechi. Mămica tot la fermă lucrează. Tot. Pleacă dimineața și vine noaptea. Da. Tu rămâi acasă de una singură? Nu. Mai e cineva la voi? Da. Cine? El. Cine este el? Gheorghe Urs. Bine, dar Gheorghe Urs nu lucrează nicăieri. Eu nu știu nimic, Pavel Andreevici. De mult s-a mutat la voi. De o lună, de două? De două săptămâni. Din cauza lui vrei să te arunci sub tren. Ia liniștește-te, liniștește-te, Nora. Vrei să treci la cămin? Nu. De ce? Nu, Pavel Andreevici, fiindcă noi avem casă. Nora, trebuie neapărat să termini școala.
Dacă eu vreau să termin școala, dar... Te duci tot acum acasă? Ia într-o valiză tot ce ai de luat și vină pe mine. Hai să dormi acolo și ai să iei masă la ospătăria școlii. Pavel Andrei, va merge Andrei Nicolaevici cu tine. Bine. Gata, gata, Nora, ne-am înțeles. Pavel Andrei. Suntem fete mari, Nora. Ați scris, copii? Am scris. Scrieți mai departe. Cine nu-și iubește casa părintească, nu-și iubește nici patria. Repet. Cine nu-și iubește casa părintească, nu-și iubește nici patria. Cu ce literă se scrie cuvântul patria, Toma? Cuvântul patria se scrie cu majusculă. De ce? Fiindcă e substantiv propriu. Copii, oare e substantiv propriu cuvântul patria? Da, cuvântul patria e substantiv propriu, pentru că patria e unică. Bravo! Așa se vede. Continuăm. Limba noastră e limbă sfântă, limba vechilor cazanii. Știe careva din voi de unde sunt aceste două versuri? Aceste două versuri sunt din cânticul pe care l-am cântat la cor și ne s-a spus să nu-l cântăm mai mult. Aceste două versuri sunt extrase din poezia lui Alexei Matveievici, Limba noastră. Alexei Matveievici a fost popă, iar popa și culacii sunt dușmanii poporului. Alexei Matveievici a fost în primul rând poet. El a scris cea mai frumoasă poezie dedicată limbii materne. Vor trece ani, copii. Lumea va uita că poetul a fost preot. Vor rămâne versurile lui pe care noi și copiii noștri și copiii copiilor noștri le vom cânta, le vom învăța pe de rost, ne vom mândri cu ele. Da, da. Bună ziua, Pavel Andreevici. Bună ziua, Oleg Vasilievich. Mă iertați, nu v-am recunoscut. Treceți, nu stați în ușă. Am venit la dumneavoastră după ajutor. Aș fi foarte bucuros dacă aș putea să vă ajut. Arde tutunul în vârful dealului, Pavel Andreevici. Nu înțeleg. Am cules ca ultima dată și nu dovedim să punem frunzele pe sfoară. Au stat sâmbătă, duminică, dacă mai stau o zi, două, putrezesc. Și păcat, Pavel Andreevici. Tutunul îi aur. Ajutați-mă. Cum? Dați-mi 100 de elevi. Glumiți, probabil. Cu mare greu l-am cules, Pavel Andreevici. Să-l arunc în râpă. Îi spune ce să fac cu el. Îi tutun, nu-i frunză de sfeclă. Dacă ar fi frunză de sfeclă, l-aș duce la fermă, că n-am cu ce hrăni vitele. Le-am hrănit cu niște nutrețuri combinate și s-au umflat căpușă. Intrați în pielea mea, vă rog. 4 copii din școala noastră au fost transferați la școala auxiliară din Dobrușa. Eu sunt directorul Oleg Vissarionovici și mă întreb care sunt cauzele. Beau distinct. Elevii nu beau. Beau părinții destul. Și nu beau vin ca moldovenii, beau vodcă, beau coniac, beau țuică de prune și de coarne. Se tratează chipurile. Alaltăieri nu puteam ajunge acasă, mă dorea stomacul. Trebuia să pun ceva în gură, că am ulcer. Și am intrat la bufet. O rog pe Efimia să mă servească, la care Panteleimon Rață scoate din buzunar carnetul de invalid, mi-l flutură sub nas și mă amenință. Dacă te servește, o dau în judecată. Eu am luptat pe front, eu am apărat patria, dar tu ce ai făcut? De unde era să fac dacă aveam numai un an? Îmi cer iertare și mă retrag. Și ce credeți dumneavoastră? Comandă 2 pahare de vodcă și 1 sticlă de bere.
L-am apucat de umeri, l-am întors cu fața spre ușă și mai n-am fărâmat ușorii cu el. Apoi statul ți-a dat o adeverință de participant al războiului ca să te îmbeți fără rând? N-a obraz, Pavel Andreevici, parcă nici n-ar fi oameni, parcă ar fi niște dobitoace. Iertați-mă de cuvânt că mi-a venit la gură. Când eram copil, am muncit și eu la tutun cu mama, dar la școala din Dobrușa n-am ajuns. Dar poate era mai bine dacă ajungeam acolo decât președinte de colhoz. Eu nu am voie să trimit elevii la înșerat tutunul Oleg Visarionovici. Sunteți director de școală, Pavel Andreevici. Tocmai de aceea. Măcar 70 de copii, o singură zi, mâine, de la 9 până la 6. Măcar 50, două clase. Nici o clasă. Se pierde pâine în vârful dealului, Pavel Andreevici. Pâine, ați spus? Da, pâine. Pentru că venitul colhozului tot de la tutun se trage. În mai Ioana Robu a făcut la tutun 800 de ruble. Vă dați seama? Asta e leafa mea, a dumneavoastră și a Anii Cristoforovna împreună. În mai cele două fete ale Ioanei Robu n-au mai venit la școală, au ieșit cu maică-sa în câmp. Și care este vina mea, Pavel Andreevici? Nu știu. Când am stat în vârful dealului și nu le-am întors? Dar cum puteam eu să le întorc dacă ardeam? Judecați și dumneavoastră. O zi de primăvară hrănește un an. Însemna să scap această zi și să ajung la număratul bobocilor cioară albă. Am închis și eu ochii și m-am făcut că nu le văd. Ei, au lipsit două săptămâni fetele Ioanei Robu de la școală. Era mai bine dacă nu lipseau, dar au lipsit și probabil că nu numai ele au lipsit. E foarte greu, Oleg Visarionovici, să rămână și lupul sătul și oaia întreagă. Cred că nu e cazul să vă amintesc că la noi în țară învățământul mediu e obligatoriu. Nu, nu trebuie, știu. Dar ceva fi vorba între noi, nu se leagă, Pavel Andreevici. Nu toți copiii dispun de celeși capacități. E de ce să-i trecem prin școala medie în coloană? În 2 ani, unii dintre ei ar însuși o specialitate. Și zău că mai de folos ar fi. Ei, dar ne abatem de la temă. Pavel Andreevici, 50 de tone de frunză de tutun se strică și dumneavoastră le puteți salva. Și dacă nu le pot? Păi eu nu vă rog ca pe un director de școală. Vă rog ca pe un tată care are o casă de copii. Dați-mi pentru o singură zi. N-am să-i bat, n-am să-i ocăresc, n-am să-i țin flămânzi, am să-i apăr de ploaie, de vânt, de grindină, de zăpadă. Dați-mi, Pavel Andreevici, că nu mai am timp să vă conving. Am să le dau copiilor lapte cald și mieri domnești, dacă vă temeți. Parcă de asta e vorba, Oleg Visarionovici. Dar despre ce e vorba, Pavel Andreevici? De școală. Ce fel de învățător aș fi eu dacă i-aș spune copilului că școala poate să mai aștept, iar tutunul colhozului nu poate? Astăzi arde tutunul, mâine cade bruma și se scutură viile. Păi mâine încep ploile și rămân prăsadele neculese și tot așa din toamnă în toamnă, din an în an, nu mai ieșim din impas. A ajuns funea la par. Ori facem carte ca lumea, ori nu facem deloc. Am construit luminițe în sat, dar întrebați-mă, am intrat eu în ea până astăzi? Credeți că n-am vrut? Doamne ferește! N-am intrat pentru că de câte ori trec pe lângă ea, de atâtea ori e închisă. Plec de acasă la 5 dimineața și mă întorc la 11 seara. Am să devin analfabet. Bine, dar astfel nu se poate lucra. Munca nu este o corvoadă. Nu, bineînțeles, e o necesitate în primul rând. Dar și necesitatea asta trebuie făcută cu cap. Stoarcem din pământ toată vlaga. Pământul seacă, alunică la vale. Tăiem pădurile de stejar și creștem altele de beton. Dar pământul, Pavel Andreevici, ne-i dat pentru totdeauna. Au să ne blesteme nepoții. Dacă aș fi eu... Ce s-ar întâmpla? Aș conduce toată agricultura Moldovei cu 7 oameni. Uneori nu știe stânga ce face dreapta. Prea mulți șefi și n-are cine munce.
scriu, socot, taie. Iarăși scriu, iarăși socot, iarăși taie. Și sărmanul pământ pe toate le rabdă și pe toți îi ține de picior. Dar eu nu sunt decât președinte de colhoz și vă rog să mă ajutați. Ei ce, să cad în genunchi în fața dumneavoastră? Totdeauna nu pot să vă ajut. Ca să trimit elevii în câmp, am nevoie de ordinul secției raionale de învățământ, cel puțin. La culesul viei, la strânsul răsăritei, sfeclii porumbului și nici de cum la înșiratul. Pavel, nu Andrei... insistați, vă rog, nu insistați cu o să ne certăm. Dar le plătesc dublu, dacă vreți. Plătiți-le dublu colhoznicilor. Sunt numai 500 de colhoznici apți de muncă, Pavel Andreevici. Aș avea mai multe mâini, zău că aș înșera eu tutunul acela. Dar așa am numai două mâini și două picioare pe care le vedeți. Plătiți-le pensionarilor atunci. N-am auzit. Pensionarilor? Da, anume. Pavel Andreevici. De ce intri în cancelare și nu bați în ușă, bă? Am uitat. Dar de ce intri în cancelare în timpul lecției? M-au trimis. Cine te-a trimis n-are nume? Zinaida Trofimovna. Așa și spune, m-a trimis Zinaida Trofimovna. Olevi, Sarionici, vă rog. În ce clasă ești, băi flăcăule? În clasa a 10, tovarăși președinte. Și unde ai de gând să te duci după terminare? La școala militară. Vrei să fii cosmonaut? Agricultura nu-i vocația mea. Ca să vezi, nu-ți place pâinea, va să zică. Pâinea îmi place. Colhozul îți plătește bursă dacă te duci. Nu mă duc. Ei, poftim. Cine-i vinovat, Pavel Andreevici? Uitați-vă, fug de pământ ca dracul de tămâie. Parcă n-ar avea părinți care sunt țărani de la potop încoace. Parcă n-ar avea casă părintească. Parcă ar fi copii din flori și nu feciori de oameni gospodari. Pâine le place. Dar alții s-o crească, nu ei. Dar până ori Visarionă, aici cineva trebuie să o și mai păzească, nu așa? Așa-i. Dar eu am nevoie de specialiști, tot așa cum armata are nevoie de ofițeri. Dar Gheorghe Matale, cine nu s-a dus la Institutul Agricol? Pentru că Gheorghe al meu e tot așa ca și tine. Nicolae, da. Așteaptă-o după în coridor. Mă duc eu, Pavel Andreevici. Îmi pare rău, să știți. Oleg Visarionovici, mâine dimineața, la ora 9, 100 de elevi vă așteaptă în fața școlii. La revedere. La revedere. Te ascult, Nicolae. Zinaida Trofimovna m-a trimis în cancelare. Ai făcut-o iarăși boacănă la chimie. Da sau nu? Da. De ce? Te-am întrebat de ce. Adună-ți curajul și răspunde la întrebare. Zinaida Trofimovna e învățătoare de 23 de ani. Elevii țin la ea, tu ești unicul. Eu sunt unicul. Ura! Bine, dar nu elevul își alege învățătorul, Nicolae. Învățătorul este numit prin ordinul secției raionale de învățământ. Eu n-am să frecventez lecțiile de chimie. Nu mi-ai să-mi faci rău. Ea n-are dreptul să fie învățătoare. Ce ai spus? Am spus că Zinaida Trofimovna n-are dreptul moral să fie învățătoare. Zinaida Trofimovna a absolvit universitatea și dreptul de a fi învățătoare i-a fost acordat de către o comisie de stat. Te sfătuiesc să-ți calci o leacă pe inimă și să te apuci de învățătură. Ca să intri la școala militară ai nevoie de atestat, iar chimia e un obiect de bază, ca și toate celelalte, de fapt. Să-mi predeie chimia alt învățător. N-am auzit. Chimia. Să-mi predeie alt învățător. Atât? Atât. De ce nu vrei să fim prieteni până la sfârșit, Nicolae? Vreau. Spune-mi, te rog, care sunt motivele că două săptămâni de zile Zinaida Trofimovna nu poate face nicio lecție din cauza ta?
ba de Trofim Mitat. Știu. Dar Zinaida Trofimovna nu vorbește cu el și el suferă. Probabil că și ea suferă. Ea este învățătoare. Când doi elevi se ceartă, dumneavoastră îi scoateți în fața clasei și îi puneți să strângă mâinile. Cu părere de rău, Nicolae. Zinaida Trofimovna și Badea Trofim de mult nu mai sunt elevi. Ea a fost contra. Contra cui? Când Badea Trofim s-a mutat la noi, ea a fost contra. O privești în mod personal. Dar ea a fost contra din cauza casei. Ce fel de casă? Badea Trofim n-a vrut să scrie casa pe numele lui Vasile, iar Zinaida Trofimovna se teme să nu scrie pe numele meu, dar eu n-am nevoie de casă, eu am să fiu ofițer. Nicolae, ești băiat mare, mă. Aceste neînțelegeri de familie nu au nimic comun cu lecțiile de chimie. Eu te preîntâmpin. Dacă se mai repetă cazul, vei fi discutat la Consiliul Pedagogic. Ești liber. La revedere. La revedere. La revedere. Toma, de ce nu te ridici în picioare când intră învățătorul? V-am observat, Elena Ilionovna. Ce s-a întâmplat? De ce ai plâns? Cânele nostru s-a bătut cu lupii și tata zice să-l împușcăm ca să nu se chinuie. Iar mie mi-e jale, pentru că mi-a fost cel mai bun prieten. Așa să fie. Așezați-vă, copii. Puneți în bănci cărțile, caietele. Așadar, am ajuns la finele anului școlar. Ați terminat clasa a patra și a venit timpul să ne despărțim. Elena Leontievna. Ce este? Ce ai vrut, Toma? Tata nu-mi dă voie să vin la școală. De ce? Încă n-are cine paște vaca. Da, tu vrei să înveți? Vreau. Bine. Ia loc. La anul copii se va deschide școală nouă și la noi în sat. Copii, 4 ani în urmă, la prima noastră lecție, dacă vă amintiți, eu am adus în clasă din cancelarie un glob. Globul de geografie. Și v-am spus că fiecare om are pe acest glob un loc sfânt, locul unde s-a născut și a crescut, locul unde a rostit pentru prima dată cuvântul mama și tata. Satul nostru, locul nostru sfânt, nu este însemnat pe glob, dar noi știm că el este. Știm că există alături de alte sate și orașe care alcătuiesc o țară. Astăzi, copii, la ultima noastră lecție, eu o să repet vorbele pe care le-am spus atunci și vă rog să nu le uitați. Fiecare om are pe acest pământ un loc anume, locul unde răsare și apune soarele, locul unde oamenii se înțeleg între ei chiar și atunci când tac, unde începe lumea cea mare și frumoasă. O să vă poarte departe de casă drumurile vieții când o să creșteți. Dar voi să nu uitați niciodată drumul înapoi. O fi fiind undeva mai bine decât aici, poate. Dar binele fără dor de baștină, credeți-mă, povară este. Da, poftim.
Tovarășe director, sergentul Ion Nădejde se prezent la ordinea noastră. Pe loc, repaus, doar, sergent. De ce nu ți-ai lustruit nasul azi dimineață? Exact, nu l-am lustruit pentru că n-am avut cretă. Îmi pare bine că te-ai întors, Ioane, și îmi pare rău că ai uitat drumul spre școală. Trebuia să vii nepoftit, nu-i așa? Exact, Paul Andrei, și nepoftit. Ia loc. Soldatul nu stă bine decât în poziția de drept. Te-am chemat să te întreb ce ai de gând să faci mai departe. Am de gând să mă stabilesc cu traiul la oraș. Dar cu serviciul? De asemenea. Dar de ce la oraș și nu la sat? Orașul are nevoie de brațe de muncă, Paul Andrei. Dar satul nu are. În sat nu există nicio perspectivă de creștere. Eu sunt lăcătuș, muncind cu jertfire de sine la uzina de tractoare. În 3-4-5 ani devin erou al muncii socialiste. Și mai câta? Mama, cu păreri de rău, am îmbătrânit. Orașul nu-i pentru ea. Vă să zic că rămâne acasă. Exact, rămâne acasă. Fără niciun sprijin. Păi eu am să vin în fiecare sâmbătă. Dar dacă totuși nu pleci. Nu, Paul Andreiici. Plec. Plec. Mi-a făcut geamantanul. Am făcut armata în Moscova, capitala omenirii. Chișinăul, ce-i drept. Nu-i Moscova, dar e și el capitală. Viața e scurtă. Să-mi iau un grop în fundătura asta n-are niciun rost. Bine, Ioane, dar eu și alții ca mine și-au îngropat-o. Păi, dumneavoastră sunteți director de școală. Iar tu ai putea să devii învățător. Ce ați spus? Am spus că școala n-are învățători de muncă. Paul Andreiici, eu nu sunt bun de învățător, Paul Andreiici. Eu sunt de altă părere. Dar eu nu merit să fiu învățător. Dar de ce ești atât de modest? Zău că nu merit. Am terminat școala cu note 3 pe toată linia. Au mai terminat-o și alții ca tine. Exact, au terminat-o, dar cei care au terminat-o au intrat pe la instituții, pe la universități și s-au cumințit. Iar eu, cum am terminat școala profesională, nu m-am schimbat nici cât e negru sub tunghie. Da, să fii un muncitor bun nu e deloc puțin, nici vorba. Exact, cu asta mă liniștesc și eu. Dar iată ce ne facem cu gura lumii. Da, ce are a face gura lumii? Ei, Pavel Andreiici, au să mă arăte oamenii cu degetul. Iată la ficiorul Olii Nădejde, s-a făcut învățător. Neam din neamul lui a păscut vacile satului, iar el s-a făcut învățător. Bine, Ioane, cu forța nu te pune nimeni. Dar eu te rog totuși să te mai gândești. Bine. Eu mă gândesc, Pavel Andreiici, o zi, două, trei... O săptămână, dar nu mai mult. Școala, precum vezi, a început deja. Da, dar anul trecut ați avut învățător de muncă? Desigur. Și unde a dispărut? A fost ales președinte al Sovietului Sătesc. Ei, da. Da. Păi cum, de la un simplu învățător a ajuns președinte? Să nu te miri, Ioane, există și în sat perspective de creștere. La revedere. La revedere, Paul Andreiici. La revedere. Ah, bună ziua, Ana Cristoforuna, bună ziua. Bună ziua, Ioane. Bună ziua. Da, m-am întors aseară. Foarte bine. N-ai prins nici un spion în armată. Ana Cristoforuna, secret militar, așa că timp de 3 ani de zile n-am voie să-l devolc. Da. Zinaida Trofimovna. Bună ziua. Ionica, Ionica, bună ziua. Bună ziua. Mai să nu te recunosc, ai să-mi îmbogățești. Nici o grijă, boala asta nu mă paște. Ai auzit că Vasile sunt soară? Da, am auzit și îmi pare rău să știi că nu mă pune vorniciul. Dar păi cum, Stifunul, dacă ai uitat schiul, cred. Zinaida Trofimovna, în Afganistan numai echiul nu-mi era. Tovarășe soldat, chiar să n-ai nicio categorie la nicio disciplină sportivă? În 24 ai văzut cum jucau fotbal și învingeau, dar azi? Categoria întâi la dame. Luptăm la interes dacă vă convine. Îmi convine, Ioane, îmi convine. Dar nu joc eu, joacă Irina Petrovna, cine pierde mătură sala sportivă. De acord. La revedere, Paul Andreiici. La revedere, Ioane. Te aștept peste săptămână. La revedere. Te rog, Ioane, iau înaintea mea. Irina Petrovna, merge? Ana Cristoforuna, v-am dat tema. Nu. Vă rog, să rețineți. Relațiile de prietenie moldoruso-ucrainene în operele cronicarilor moldoveni. O singură temă? Da, o singură temă. Îmi dați și lecția 5? Bineînțeles. Dar compunerele, cine le va controla, eu sau dumneavoastră? Eu.
Dar se pare mie și nu mai aveți lecții. De ce nu plecați acasă? Eu n-am ce face acasă, Pavel Andreiici. Atunci, coborâți pe malul Nistrului. Tot mai bine să pictați natura decât cancelarea noastră. Da. La revedere. La revedere. La revedere. Cum mai trece vremea. Îmi amintesc când eram prin clasa a doua, a treia. Vroiam să devin balerină. Ce vroia să deveniți? Balerină. Îmi puneam tocuri înalte din mosorele de azi și îmblam toată ziua prin o gradă. Tata mă vedea și îmi zice, zână, zână, cine te-a împiedicat că pe o mânzoaică? Dar eu îi răspundeam, tata, dar mata, nu vezi că eu m-am făcut balerină? Dar astăzi, știți, Pavel Andreiici, mă uit la mine de la o parte, mă înflă râsul. Oare chiar așa te schimbe vreme? Păcat că sună clopoțelul. Tăman când am ajuns să ne fie viața mai dragă. Dacă. Poftim caietele, Ana Cristoforuna, și treceți notele în catalog. Poate totuși să nu le trec. Să le treceți și neapărat până la sfârșitul trimestrului să reveniți la temă. Nu ne facem rău și nu elevilor, Pavel Andreiici. Dar cum am putea să ne facem bine dacă elevii pur și simplu nu cunosc materialul? Pe unde îl cunosc, pe unde nu îl cunosc. Să nu-i ascundem de noi înșine, Ana Cristoforuna. Vom fi declinați pe la toate întrunirile și conferințele raionale. Vom fi pentru că o merităm. Copiii astăzi nu mai sunt cei care au fost 20 de ani în urmă. Învățătorilor întotdeauna le pare că ei au fost cine au fost când erau copii. Dar cine am fost noi, hai să ne întrebăm. Noi am avut parte de dascăli buni. Meritul e în primul rând al lor, ei predau cu sufletul dascălii noștri. Iar noi predăm conform metodelor pedagogice ale lui Antipa Antipovici, care s-au învechit, am impresia. Pentru că pur și simplu nu sunt metode, ci niște scheme simpliste, primitive. Ele nu cer nimic de la învățător și dacă nu cer mai bine de noi. Am absolvit universitatea și am rămas tot acolo, pe loc. Iar viața între timp a pășit mult înainte. Mi-e teamă uneori că nu mai suntem capabili să înțelegem ziua de azi. Relațiile de prietenie moldo-ruso-ucrainene nu se reduc numai la căsătoria Ruxandei cu feciorul lui Bogdan Hmelnitsky. Elevii privesc lucrurile într-un mod simplist, nu le motivează istoric, nu le documentează, nu le trăiesc, pentru că nu le-ați trăit nici dumneavoastră. Eu întotdeauna predau conform programei școlare, iar elevii învață din manual. Ana Cristoforovna, eu aș fi urât să aflu din compunerele elevilor de ce anume Vasile Lupu stabilește relații de prietenie cu țarul rus. Erau o necesitate vitală aceste relații sau erau întâmplătoare? Împărații și regii nu se căsătoresc din dragoste. Căsătoria Ruxandei cu Timuș venea să cimenteze o alianță a domnitorului nostru cu cazacii zaporojeni. Iar până la această alianță, Vasile Lupu stabilise de acum relații cu Moscova, nutrind planuri concrete de scuturare a jugului otoman. Eu aș fi vrut să-l văd crescut din fapte pe acest domnitor. El ne-a adus tiparul. El a construit capodopera culturii feodale moldovenești, Biserica Trei Ierarhi. El a deschis prima școală superioară, ceea ce nu este puțin. Să vânturăm pe vânt fraze generale. N-are niciun sens. Dar cine vântură pe vânt fraze generale? Tot. Eu aș vrea să iau ca exemplu compunerele la tema dată. La întâmplare, poftim, prima.
Nicolae Emilescu, spătarul, a condus prima solie rusă în China și a scris cartea Călătoria în China. O a doua compunere. Nicolae Emilescu, spătarul, a condus prima solie rusă în China și a scris cartea Călătoria în China. A treia. Nicolae Emilescu, spătarul, a condus prima solie rusă în China și a scris cartea Călătoria în China. Asta nu e o frază de manual, e o frază care va aparține. Niciun elev nu și-a amintit că Nicolae Eminescu a fost un mare dregător al Moldovei și al Rusiei. Un mare patriot, un mare savant, un mare scriitor. De ce nu și-au amintit? De aceea că învățătorul a trecut indiferent pe lângă personalitatea cărturarului. Poftim. Să ne mândrim și noi, Ana Cristoforovna, dar și elevii cu ceea ce avem. Pentru că nu avem chiar atât de mult. Să le dăm copiilor tot ce le putem da, pentru că mâine poi mâine termină școala și bună majoritate din ei rămâne o viață întreagă la nivelul manualului. Mai departe, fiecare își alege manualul vieții lui. Și apoi cu ce ocazie îmi spuneți mie toate acestea, Pavel Andreevici? Cu ocazia celor 22 de 2 la o compunere. Eu sunt adânc îngrijorat ca director de școală, ca părinte, ca cetățean, dacă vreți. Școala este obligată să pregătească oameni culți, cinstiți, destoinici de vremea pe care o trăim. Eu repet cuvântul obligată, dar ne îndeplinim mare misiunea. Un fost elev al școlii noastre sau al altei școli, nu importă, a ajuns într-o zi șef cu autoritate și a ordonat, probabil cunoașteți cazul, să fie dus la Fierveci statuia de la orhia lui Vasile Lupu. Pentru că e prea masivă și nu e decât statuia lui Vasile Lupu. Un alt fost elev a făcut tot posibilul ca să fie lichidate din parcul catedralei din Chișinău clopotele lui Suvorov. Pentru că nu se înscriau chipurile în ansamblul arhitectural. Un al treilea fost elev a ajuns lector ateist în capitală, se întoarce la maică sau o dată în an și când se întoarce nu mai înoptează în casa părintească, ci în casa președintelui Sovietului Sătesc. Pentru că în casa părintească sunt icoane. Și se face așadar că de la școală încep toate, Ana Cristoforovna. Noi suntem de vină. Noi le-am fost dascăli tuturor. Să nu facem cazuri din accidente. Statuia lui Vasile Lupu stă și astăzi la locul ei. Slavă Domnului! Ordinul fostului nostru elev a fost anulat la timp, adică nu chiar la timp, de un alt fost elev. Statuia a dovedit să ajungă tocmai la Odessa. Pavel Andreevici, eu plec. Unde pleci? Plec din școală. Nu pot fi învățător de educație fizică. Asta nu-i sală sportivă. Fermele sunt mai comode. V-am rugat astăvară să schimbăm podeaua din sala sportivă. Din iulie o tot schimbăm. Eu nu sunt pădurare, Andrei Nicolaevici. Chiar n-are colhozul două mașini de lemne să ne împrumute? N-are. Dați-mi voie mie atunci să mă ocup eu de treaba asta. Nu vă permit. Eu aduc lemn de pădure în două zile. De unde? De la pădure, ca să zic așa. Pădurea este a statului. Eu n-am să-l fur. Școala n-are bani. Am eu atunci. Andrei Nicolaevici, hai să mai așteptăm o leacă. Secția raională de învățământ mi-a promis. Dacă nu am să bat la ușa comitetului raional de partid. Pavel Andreevici, eu sunt maestru în sport de clasă internațională, ca să zic așa. Mi-ați promis mare cu sarea. Eu am venit în sat cu o singură condiție, să mă ajutați să crește sportivi adevărați. Nu să știți cum se cresc sportivi adevărați. Mă cam pricep. În drum, ca să zic așa, nu se cresc. Alerg eu pe hudițele satului, dau o clasă întreagă, nu o să alerge. Nu o să alerge, Pavel Andreevici. Deci nu vreți să înțelegeți că educația fizică astăzi este obiectul cel mai necesar. Eu înțeleg totul, Andrei Nicolaevici. Am fost și eu odată sportiv, dar înțelegeți și dumneavoastră situația în care ne aflăm. Ce fel de sportiv ați fost? Maestru în sport, la trântă. Și de ce ați tăcut până acum? Dar ce era să fac? Pavel Andreevici. Da. Pentru că sunteți maestru în sport. Eu vorbesc cu dumneavoastră nu cum aș vorbi cu un simplu director. Am refuzat la selecționata țării, la toate cununile de aur, posibile și imposibile, ca să spun așa. De ce am refuzat, Pavel Andreevici? Pentru că am vrut să organizez o școală națională de lupte. Care a fost punctul de pornire? În selecționata țării sunt 7 georgieni, Pavel Andreevici, 7 georgieni, vă dați seama? De ce se întâmplă așa?
fiindcă în Gruzia lupta se practică din scutice ca și fotbalul. Dar la noi, parcă la noi n-ar putea să fie tot așa, dar nu este. Programul școlar la obiect este infect, nu se ține cont de nicio tradiție națională. Unde-i trântă noastră ciobănească, palândrești? Cum l-a trântit Ionuț din frații Jder, pe turc, vă amintiți? Ciobănește! Când a fost asta? Secole în urmă. Astăzi organizăm întreceri la berbec, suntem mulțumiți. Parcă așa se încurajează sportul cu berbeci. Dar cu ce se încurajează? Cu dragoste, cu suflet, cu inimă mare, cu munca de zi de zi, cu mândrie națională la urma urmei. Eu vă aștept în sală. Iată un învățător mare, Ana Cristoforovna. Spre deosebire de noi, el își iubește profesia ca un copil. La noi în școală sunt numai doi învățători mari, Zinaida Trofimovna și Andrei Nicolaevici. Toți ceilalți suntem niște meseriași de duzină. De ce vorbiți în numele tuturor? Vorbesc în numele meu. Eu cred că și pentru a fi învățător este nevoie de talent. Dacă vorbiți în numele dumneavoastră, îl aveți sau nu, rămâne să vă dați seama. Eu însă de un lucru sunt convins. Nu vă iubiți profesia. Elevii cărora le predați limba maternă au repulsii față de ea. Să plec din școală atunci? Eu mai sper că o să vă pătrundeți de tragicul situației. Schimbați-vă atitudinea, Ana Cristoforovna. Sunteți fără atitudine față de ceea ce faceți. Trăiți cu grijile școlii. Vorbiți cu elevul precum ați vorbi cu fiul dumneavoastră. Lăsați tonul acesta de mentor a toate știutor. Mai zâmbiți din când în când. Împărțiți întotdeauna bucuria cuvântului cu elevul de la egal la egal. Dar limba e o știință, Pavel Andreevici. Am spus eu că nu e știință? Ba da. E știință. Poate cea mai mare știință. Însă pornind de la știință se cuvine să ajungem la sentiment. Sau poate invers. Cuvântul exprimă nu numai o noțiune, dar și un sentiment, nu-i așa? Spunem pâine și înțelegem una. Spunem pânic și înțelegem mult mai mult. Spunem mamă, dar mai spunem și mămic. Pentru mine, între pâine și pânic, între mamă și mămică, e o distanță enormă, care nu se trece cu rațiunea, ci numai cu sufletul. Că întotdeauna aveți dreptate. Și totuși, eu aș vrea să vă rog un lucru, Pavel Andreevici. Da, poftim. Ca neînțelegerile dintre dumneavoastră și Oleg Visarionovici să rămână simple neînțelegeri dintr-un director de școală și un președinte de colhoz. Eu însă să nu pătimesc din cauza lor. Eu sunt soția președintelui, dar asta nu înseamnă că zi de zi să-mi căutați nod în papură. Eu nu știu ce v-a făcut Oleg Visarionovici că nu vă convine. Eu însă nu v-am făcut absolut nimic. Eu nu sunt cea mai bună, dar nici cea mai rea dintre toți învățătorii școli. Pe Oleg Visarionovici, hai să lăsăm în pace. Dumneavoastră sunteți învățătoare și nu soție de președinte. Dar pentru că a venit vorba de el, eu v-aș da un sfat. Împrumutați o leacă de durere pe la Oleg Visarionovici. Da, da, intrați. Eu am la dumneavoastră, Pavel Andreevici. Vă rog. Eu pot pleca? Da, de ce? Rămâneți, Ana Cristoforovna.
Te ascult, Vera. Dar ia loc mai întâi. Hai să punem țara la cale încet și prietenește. Eu n-am când pune țara la cale. Pentru că eu sunt smulgătoare și nu sunt învățătoare. De ce ești atât de agresivă? Parcă numai învățătoare pun țara la cale. Mulgătoarele nu o pun, pentru că n-au timp. Ce rău ți-au făcut învățătoare, Vera? Mulgătoarele muncesc la fermă, noi muncim la școală. Este vreo deosebire? Este. Dumneavoastră duceți două cărți sub țioară. Dar eu duc două căldări pline în mâini. Ce-i mai ușor? Eu am venit să iau pe Nora acasă. Pentru că ea are casă și are unde trăi, și are mamă și are cine o povățuie. Am să o pun la muncă, pentru că e vicleană ca o vulpe. Când a ajuns vremea să am și de la ea un ajutor, și-a luat valiza și la revedere, mamă. Adică ce zic eu la revedere? Nici la revedere nu mi-o dat. Ca și cum nu eu am crescut-o. Ca și cum nu eu am stat flămândă și am hrănit-o pe ea. Nora este elev în clasa a 10-a. Să fie măcar și în clasa 12-a. A învățat 9 ani, au mai rămas doar 9 luni și termină școala. De astă vară și până acum s-a întâmplat ceva? Nu. Bine, dar anul școlar a început, Nora a venit la școală ca toți copiii oamenilor și tamne, sam, nu-i mai dai voie să vină. De ce? Pentru că mâine poi mâine are să treacă pe lângă mine și nici bună ziua nu o să-mi spună. Nu e adevărat. Nora e o fată exemplară. E exemplară, dar eu am să o iau acasă de la cămin. Și la școală eu n-o mai las. Ea s-a mutat la cămin din ordinul meu. Eu am înțeles. Pentru că n-a venit acasă singură, dar cu învățătorul cel care aleargă toată noaptea pe hudițele satului. Dacă eram eu acasă, apoi zbura tovarul și învățător ca o menge de fotbal. Ea vorbește cu dumneavoastră de parcă ar vorbi cu baba Minodor. De ce-i permiteți, Pavel Andreevici? Eu grăiesc, așa cum știu eu să grăiesc. Eu nu eram acasă. Dar Nora putea să mă aștepte, că eu eram la fermă și nu eram la petrecere. Dar acasă cine era? Era cineva. Treaba mea cine era? Iată că nu-i treaba ta. Ai făcut odată o prostie, vrei să mai faci una. Eu înțeleg că ai fost tânără, dar acum nu mai ești. Slavă Domnului, ai trecut de 30 de ani, ești femeie în toată legea. Să numărați prostiile altora și nu pe ale mele. Eu nu număr prostiile nimănui, eu sunt director de școală, iar tu mi-ai fost elevă. Nu numai eu v-am fost elevă. Nu numai tu, dar tu ești unica mea elevă care a părăsit școala în clasa a 8-a și s-a căsătorit. Nu mă măritam, tot o lăsam. Cu cine te-ai măritat? Cum necunoscut? Eu te-am preîntâmpinat atunci. Căsătoria nu-i pentru două zile, căsătoria e pentru toată viața. Gândește-te, ți-am spus. M-am gândit. Da, te-ai gândit. Și el te-a părăsit peste o lună și s-a dus de unde a venit. Da, învârtindu-se ca ciocârlia. Din coadă de câine, nu faci sute de mătase. Exact, nu faci. Dar tu puteai să termini școala, nu-i așa? Și dacă o terminam, ce? Nu tot mulgătoare eram. Dar nu e vorba de ce erai. Vorba e că ai rămas cu un copil în brațe, fără niciun ajutor. Am rămas, dar eu nu m-am plâns nimănui. În ciuda tuturor gurilor rele. Astăzi păcatele mele de altă dată se iartă, pentru că eu le-am răsplătit cu vârf și îndesat. Se iartă. Dar tocmai acum când se iartă, ai de gând să săvârșești altele. Ce am de gând? Ai de gând să te căsătorești a doua oară. Parcă eu nu-s femeie ca toate femeile. Parcă eu m-am născut pe lumea asta, nu m-am mulgătoare să fiu. În fiecare an mă decorează. Dacă mi-aș prind eu toate medaliile la piept, eu aș semăna cu... Ce rost ar fi să mă le prind tot numai cu ele aș rămâne. Parcă eu n-am dreptul să fiu frumoasă. Și să mă bucur măcar o leacă de viață. Uitați-vă la mine, Pavel Andreevici. Uitați-vă la mine, sunt femeie în floarea vârstei. Măcar un an, doi, dacă aș trăi, omenește. Se usucă carnea pe mine pentru că-i trudită, muncită și niciodată alinată. Să nu-mi dați în obraz. Să nu-mi dați în obraz pentru că-i mai sus de puterile mele. La 4 dimineața mă scol și la 11 de noapte mă întorc. Știu. Și te înțeleg. Dar înțelege-mă și tu. Gheorghe Ursu de la Petreș nu e deloc mai bun decât primul tău soț. Pentru mine e mai bun.
Pentru mine e de aur, rău bun cum este, eu nu mai am de unde alege. Nora a împlinit 16 ani. Da, toate fetele odată și odată împlinesc 16 ani. Ea a împlinit 16 ani, iar Gheorghe Ursu de la Petrești este fără nicio morală. Cum e? Tu trebuie să știi mai bine decât mine, ești femeie. Gheorghe Ursu de la Petrești, zic, este un laș. Și dumneavoastră credeți? Pe cine? Pe Nora. Nu a spus Nora că... Of, Gheorghe nu-i de pace. Știți, fetelor la vârsta ei, multe și de toate le sunt năzar. Nora nu mi-a spus nimic, ea a plâns. Într-un cuvânt, rămâne așa. Nora va rămâne la cămin. O să fie mai bine și pentru dânsa și pentru tine. Știți, Pavel Andreevici, capra nu merge de bunăvoie la târg. Vera, eu te rog să fii cu mintea trează. Dar eu n-am băut niciun pahar de vin, Pavel Andreevici. Hai să-i distrugi copilului viitorul. Nu mă fă să te iau de mână și te duc la Sovietul Sătesc. Pe mine să mă aduci mata la Sovietul Sătesc. Da, să te iau frumos. Haide-mi la Sovietul Sătesc, atunci eu am să declar tot ce am auzit. Pavel Andreevici, ea vă amenință. Rugați frumos să închid ușa din partea cealaltă, dacă nu e în stare să-și calce pe inimă. Da, deci ar trebui eu mă rog să-mi cap pe inimă. Ba chiar eu n-am să-mi calc. Eu am auzit tot, dar eu n-am să tac. Dar ce ai auzit? Știu eu ce am auzit. Mai pe scurt, eu pe Nora o iau acasă de la cămin și la școală nu o mai las. Stai! Pavel Andreevici, dacă o să mă cheme la Sovet Sătesc, eu am să vin. Să nu înșepe m-a arătat cu degetul, Pavel Andreevici. Chiar nu-ți dai seama că i-au mai rămas 9 luni de zile și termină ți școala. Ți-i rămâi măcar și o zi. N-am eu nevoie de stat. Aici trebuie să te duci la tatuare. Acasă, la lucru, la fermă. Pavel Andreevici. Da. Scuzați, elevii clasea nouă aleargă prin coridoare. E lecția mea. Pot pleca? Da, da, desigur. Pavel Andreevici. Da. Se poate să vă rog ceva? Poftim, rugați-mă. Dumneavoastră sunteți indispus, eu am să încerc altă dată. Rugămintea dumneavoastră necesită buna mea dispoziție? Da, Pavel Andreevici. Despre ce e vorba totuși? Eu tare de mult vreau să vă fac portretul dumneavoastră, iar dumneavoastră tot timpul mă alungați din cancelarie și... Nu vă sfătui să-mi faceți portretul. De ce? Credeți că nu o să reușesc? Cred că o să reușesc, dar picturile am auzit caută caractere tari, iar eu cu fața mea... Fața dumneavoastră exprimă multă bunătate și durere, Pavel Andreevici. Durere n-are voie să exprime, pentru că sunt director de școală. Ce fel de dureri pot avea eu? Dureri optimiste? Există și o asemenea durere? Odată ce există tragedie optimistă? Spuneți-mi, vă rog, vă este greu să lucrați învățătoare? Păi, Andreevici, eu nu sunt comunicativă. Mie îmi place mai mult singurătatea. Sunteți tânără, Irina Petrovna. De ce fugiți de vârsta dumneavoastră? Vârsta mea e vârsta dragostei, eu nu pot fugi de ea. Tocmai. E vârsta dragostei și dumneavoastră fugiți de ea. Iar cine fuge de dragoste, eu nu... Nici nu știu cum să-i spun pe nume. Fiecărui om pe acest pământ dat este să iubească și să fie iubit. Un mare poet zice, dragostea e unica noastră fericire. Așa că îndrăgostiți-vă, Irina Petrovna, și fiți fericită. Dar eu sunt deja îndrăgostită. Și nu de Andrei Nicolaevici, desigur. Păcat că nu de el. Pavel Andreevici, eu... Ascult. Eu sunt...
Pavel Andreiici, eu sunt îndrăgostită de... Nu, Irina Petrovna, se interzice. Am casă, familie, copii. Știu că aveți. Și nu cer să-mi răspundeți cu aceleași sentimente. Eu sunt îndrăgostită și asta nu mi-o poate interzice absolut nimeni. Știți, Pavel Andreiici, îmi pare bine că vă văd în fiecare dimineață, că pot schimba o vorbă cu dumneavoastră, că dumneavoastră mă înțelegeți sau nu mă înțelegeți. Îmi pare bine chiar și atunci când mă dați afară din cancelare. Asta e fericirea mea și ea mi-apărține. Poate până la urmă voi reuși să fac ordine în sentimente. Desigur, dacă se poate face ordine în sentimente, iar dacă nu voi reuși. Iar dacă nu veți reuși? Iar dacă nu voi reuși? Pavel Andreiici, vorbele mari mă intimidează, ele nu se rostesc. Se rostesc, Irina Petrovna, cuvintele de aceea și sunt cuvinte ca să fie rostite, mari, mici. În fond, cuvinte mici nici nu există, dacă stai să te gândești. Poate că cele de dragoste sunt mai grele. La vârsta dumneavoastră și eu le-am simțit povara, a fost de mult. Și din păcate... anii trec, iar dacă trec, nu se mai întorc înapoi. Pavel Andreiici! Pavel Andreiici! Ce e acolo? Ce s-a întâmplat? Pavel Andreiici, vă rog să-mi iariți buldozerul colcozului! Ce-i cu gălăgia asta infernală? Zic buldozerul colcozului de lângă gardul de la biserică! Vă rog să-mi iariți, Pavel Andreiici! Te rog să te întorci chiar acum înapoi! Are cine m-a oprit buldozerul în celălalt? Pavel Andreiici, vă rugăm! Nora, bună ziua! Ce s-a întâmplat? Pavel Andreiici, vorbiți, vă rog, cu mama! Te rog! Te rog foarte frumos, mă aștepți aici o clipă, imediat mă întorc. Pavel Andreiici, vă rog frumos, mă înțeles? Să mă aștepți aici, imediat revin. Pavel Andreiici. Irina Petrovna. Ce, Nora? Irina Petrovna. Ce s-a întâmplat? Spune mai repede. Vorbiți, vă rog, dumneavoastră, cu mama. Ce să vorbesc cu mama? Mama. Mama mă caută. Te ascult în cancelarie, ai? De ce te ascult? Dacă ai spus eu, nu. Hai să mergi cu mine la lucru, la fermă. Prea multă carte, mă uit eu că strică tot în loc să te ștepți, te prostești. Cum mai fie eu? Bună, rea de râsul lumii, dar eu sunt mama. Și cum îți vei primul și ultimul? Ieși afară, de aici, în cancelarie. Dați 2 minute. Dar tu cine ești? Eu sunt învățătoare. Am să vă ascult, dar nu azi. Veniți într-o zi la fermă să vă servesc cu lapte cald. Palma mea bătută de lanțuc, tu știi? Ieși de aici, din cancelarie. Nu totuși ce să mă ascultați 2 minute. Să cereți la cine să mai cerut? Eu nu vă cunosc și dumneavoastră nu mă cunoașteți, așa că nu vă amestecați, nici nu vă fierbi oala. Prea mult învățător, dacă aș sta eu cu fiecare la taclare, mă prinde noapte aici, hai! Și stai și tu să veniți afară, mă reduci la lucru! La lucru, la fierbă, nu mă interesează! Prea mult ce faci cu mine, mamă! Acasă, am zis! Cât pe ce era să întârzi? Doamne, cu munta asta a mea! Irina Petrovna, ce-i cu dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Irina Petrovna! Irina Petrovna, ce-i cu dumneavoastră? Spuneți-mi! Zinaida Trofimovna... Ce? Eu n-am nicio autoritate în școala noastră. S-a întâmplat ceva... Irina Petrovna, hai, ștergeți-vă lacrimile. Nu-i frumos. Hai că ne așteaptă copiii. Trebuie să intrați în clasă întotdeauna bine dispusă. Hai, liniștiți-vă. Irina Petrovna... Eu am să plec de școală. Liniștiți-vă. La 22 de ani niciun învățător nu are autoritate. Da, dumneavoastră ați avut. Hai, la 21 de ani. Liniștiți-vă. Autoritatea se capătă prin muncă. Hai. Irina Petrovna. Vine și-mi spune să-mi dea lapte cald, parcă eu Irina Petrovna, eu vă rog, liniștiți-vă. Copiii ne așteaptă. Bună ziua! Bună ziua!
Poftim, poftim, ce v-ați oprit în prag? Treceți, nu mănânc oamenii. Da. Poftim, poftim. Pavel Andreevici. Da. Au ajuns până la urechile mele niște vorbe nu tocmai plăcute. Am ținut să vorbesc cu dumneavoastră personal. N-ați putea să-mi spuneți care au fost motivele mitingului organizat de către dumneavoastră acum câteva zile în centrul satului? Eu n-am organizat niciun miting, sunteți greșit informat. M-a informat șeful secției raionale de învățământ, tovarășul Condorache, personal. N-am niciun temei să nu-l cred. Bine, dar tovarășul Condorache n-a fost prezent la fața locului, pe urmă eu sunt învățător. Anume de asta v-am și invitat. Ce s-a întâmplat? Vorba e de o atitudine, de o istorie. Adică? Vorba e de o durere noastră a tuturor. La 20 august a început operația Iași-Chișinău. Pavel Andreevici, am absolvit facultatea de istorie și filologie. Cazul are nevoie de o mică introducere. Fasciștii au bombardat satul în mod barbar. Oamenii, ca să se salveze, s-au ascuns în biserică. Au bombardat și biserica. Continuați. I-au îngropat pe toți acolo. Anii au trecut. Satul s-a refăcut, a venit și rândul bisericii. În locul ei, planul de reconstrucție prevede o creșă cu două etaje și cu mult spațiu împrejur. La nou, mai recent, a avut loc o întâlnire cu doctorul în științe istorice, Beloglazov. S-a propus ca ruinele bisericii să fie luate sub ocrotirea statului. Da, mă iartă. Au fost luate sub ocrotirea statului sau încă nu? Societatea de ocrotire a monumentelor a trimis o comisie autoritară care a adoptat o hotărâre și... Și? Deocamdată atât. Urma să vină o a doua comisie. Și încă n-a venit. Se lasă așteptată, iar planul de reconstrucție arde. Președintele Sovietului Sătesc a trimis buldozerul. Oamenii au protestat. Da, din proprie inițiativă sau dumneata i-a îndemnat? Eu nu eram prezent, am venit mai târziu. Președintele poruncise oamenilor să-și caute de treburi. L-am rugat să nu se grăbească. Am încercat să-i dovedesc că face o crimă. O crimă? Da, o crimă. Războiul n-a cruțat nimic. O biserică distrusă de bombardament nu înseamnă numai o credință călcată în picioare. Mai e ceva. Oamenii care au trecut războiul îmbătrânesc, se călătoresc, vin alte generații, memoria trebuie să rămână vie. Da. Memoria, într-adevăr, ar trebui să rămână vie. Pavel Andreevici. Vă ascult. Spune-mi, te rog, care e persoana ce se bucură de cea mai mare autoritate la ora actuală în sat? Președintele de colhoz. De ce? Pentru că e mai aproape de pământ. Pământul a fost întotdeauna respectat. Dar învățătorul? Școala nu produce bunuri materiale. De bunuri spirituale nu mai avem nevoie. Vedeți, dumneavoastră, între viața materială și cea spirituală există un dezechilibru. Da. Îl simțim cu toții astăzi. Din păcate. Pavel Andreevici, am impresia că am fost colegi de facultate. Oamenii mari au darul uitării, credeam că... De ce nu mai inviți niciodată în vizită? Lucrez doar în satul de Baștină. Cum pot să îndrăznesc eu? Spune-mi. Da? Cum o duci? Bine, mulțumesc. Familia, copii. Am numai o fată. Ca să vezi. Și eu am 3 fete. Dar mai sper să am și un băiat. Ești optimist? Ba, ce mai rămâne? Da, nu mi-ai răspuns la întrebare. Cum o duci? O duc ca orice învățător. Și cum o duce astăzi un învățător? N-ai lucrat niciodată la școală? Ba da, 3 ani la început. De
carieră. Un învățător o duce azi, nu tocmai împărătește. Material, spiritual și material. Arunci o piatră în grădina mea. În grădina noastră. Da. Și care totuși sunt motivele că un învățător, precum spui dumneata, o duce nu tocmai împărătește? I-am tăiat copilului aripile și el nu mai poate zbura. Cine le-a tăiat? Tu, eu. Să zic întâi eu, pe urmă tu. Întâi tu și pe urmă eu. Și cum ieșim acum din situație? Să ne întoarcem cu fața spre școală. Vă să zic, până acum n-am stat cu spatele. Și încotro am stat cu fața. Înainte. Bună dimineața! Vă chinui insomnia? Sau altceva? Altceva. Ce anume? Da. Taină de stat sau taină de inimă? De inimă, dacă vreți. Mamă dragă! Și eu care credeam că n-aveți inimă. Mi se propune un mare post de mare antrenor al unei mari selecționate într-o mare capitală. Să accept sau să nu accept? Mie nu mi se propune nimic. Mă rog, cei care au terminat școala de pictură, pictori se cheamă, și au nevoie de un atelier, de o bucată de pânză pe care s-o coloreze la nesfârșit în deplină singurătate, fiindcă arta, spre deosebire de sport, se face în deplină singurătate, cred eu, sportivul. Dar propunerea mea nu vă tentează? Mă intrigă, de ce nu? Aha. Vă rog, ajutați-mă să scriu un anunț. Ce fel? Elevii claselor a 8-a, a 6-a, care doresc să se ocupe cu luptele greco-romane, sunt rugați să vină duminică la școală la orele 10. Îi luați și pe ei în mare capitală? Da, dragă Irina, da. Îi iau pe cei mai buni dintre cei mai buni. Andrei, Nicolae, dați-mi... Vă rog să mă ascultați. Vă ascult, mai coborâți-mă de pe dulap. Deci vă iubesc așa cum se iubește cu părțile noastre din moș strămoș. Eu nu știu ce e dragoste, Andrei. Dar mă-n cum mi se cred că dragoste este viața mea de azi, de mâine, de poimâne, de mai răs pură. Domnule Andrei! Întelecheată cu viața dumneavoastră. Și ca să nu-mi fie rușine de vorbele mele, ca să zic așa... Andrei, domnule Andrei! Ne aflăm în cancelarea școlii! Da, ne aflăm în cancelarea școlii, fiindcă în altă parte noi nu putem fi. Da sau nu, atât aș vrea să știu. Vă rog, coborâți-mă de pe dulap. De ce sunteți rea cu mine? Eu nu sunt rea. Dumneavoastră nu înțelegeți absolut nimic. Înțeleg eu totul. Dacă înțelegeți, de ce mă face să vă zic nu în gura mare? Fiindcă Pavel Andrei... Nu mă interesează! Scuzați. Vă interesează, Irina Petrovna? Vă interesează? Dacă nu v-ar interesa, n-ați îmblat de urma lui ca o umbră. Andrei Nicolaevici,
În cancelare nu se face sport. Irina Petrovna vroia să bată un cui pentru un tablou și nu prea ajungea. Și eu am ridicat-o de atâtea ori, de atâtea ori, ca zic așa... Dumneavoastră l-ați pictat, Irina Petrovna. Da, noi... Să știți că îmi place. Irina Petrovna, să nu bateți dumneavoastră cui în pereți. Andrei Nicolaici, suntem cavaleri, nu? Cavaleri, pare Andrei, cavaleri. Numai că nu te utoni. Se va ține cont de observație. Ei, hai! La gimnastică! Vroiam să scriu un anunț și Irina Petrovna mi-a promis ajutorul meu calificat. După, aveți toată ziua înainte. Și toată noaptea, Pavel Andreiș, toată noaptea. Pavel Andreiș, poftiți! Oh. Adică, invitații la nuntă. Vă invit, Pavel Andreiș, cum să nu vă invit? Balea Trofim a fost poftit. Cum era să-l poftesc? Să vină cu actuala soție care de-o seamă cu mine și lumea să râde prin unghiere? Dar cu cine să vină? Singur. E căsătorit, cum să vină de unul singur? Eu nu-l pot ierta. Vă este părinte, Zinaida Trofimovna. Vă puteți certa cu mine, cu Andrei Nicolaici, cu Ana Cristoforovna, dar cu el n-aveți voie să vă certați. Să nu fie bunelul poftit la nunta nepotului care a stat mai mult la el decât la dumneavoastră. Să cânte fanfară în sat, iar Badea Trofim să iasă pe prispă cu cârja în mână și să plângă. Pe ce lume trăim, Zinaida Trofimovna? Unde ne aflăm? Eu știu că părinții rămân părinți până la moarte. Hai să trecem peste moftele noastre și să fim copii cu minți. Badea Trofim, nu merită o asemenea atitudine. Ionică, așteaptă 2 minute după ușă. Bine, o să aștept. Pavel Andreiș, cu rațiunea vă înțeleg, dar cu inima nu. Nicolae, vă este elev. Dacă mi-ar fi numai elev. Chestiunile de familie se rezolvă altfel. Cel puțin eu și dumneavoastră ar trebui să le rezolvăm altfel. Cerem de la elevi una, iar până la urmă iese că facem alta. Eu vă invit. Dumneavoastră procedați cum s-o cutiți de cuvință. O să procedez în felul următor. Vin la nuntă și dacă nu o găsesc pe Badea Trofim în capul mesei, fac stânga împrejur și am plecat. Poftim! Poftim, Ioane! Mi-ai adus o veste bună, nu? Nu m-am hotărât, Pavel Andreiș. Eu am venit numai să vă întreb. Iată, de-o pildă, eu mă învoiesc. Ce le-a fost să am? Ca orice învățător începător. Și cât are un învățător începător? Ei, hai să nu ne gândim de pe acum la bani, oare. Misiunea noastră este să învățăm copiii oamenilor a scrii și a citi, a fi cinstiți, destoinici, patrioți. E o misiune nobilă, nu? Da, Pavel Andreiș, aveți dreptate. Orice misiune e de mare răspundere, numai că nu fiecare răspunde cu adevărat. Eu nu prea înțeleg ce vrei să spui, Ioane. Dacă ai venit dizi de dimineață la școală ca să te târguiești pentru leafă, atunci... Dumneavoastră nu știți nimic? Ce să știu? S-a necat fata verii lui Pintilei Halbură, Leonora. Cine s-a necat? Nora. Am tras năvodul. Am scos-o astă noapte din Nistru. Mamsa nu era acasă, era la fermă. Iar Gheorghe Ursu a dispărut.
trebuie adunată toată școala. M-auzi, Ioane, trebuie adunată toată școala! Oh.